De ce am nevoie de Domnul Iisus Hristos? Doar El mă poate izbăvi din fața consecințelor veșnice ale păcatului meu. Păcatul are consecințe. Pe unele le purtăm în viață de aici, altele, dragii mei, le ducem cu noi la judecată și acolo se va rosti verdictul final. Noi, ca și biserică, călătorim prin 2 Samuel și am ajuns la relația dintre David și Dumnezeu. La relația dintre David și Dumnezeu, care a început absolut superb. Noi, pe schema aceasta, încercăm să așezăm părțile dintr-o narațiune, ca pe un cuier, ca să găsim locul fiecărui capitol, al fiecărui tablou în carte. În capitolul 1, David este undeva în Filistia și aude de moartea lui Saul. În loc să se bucure, pentru că a fost prigonit de el și urmărit o viață întreagă, începe să plângă, scrie o cântare de jale și apoi smerit îl întreabă pe Domnul: Doamne, să mă duc acasă în țara mea, să mă sui în vreuna din cetăți, în care dintre ele să mă sui? Și Dumnezeu îi spune în capitolul 2, suie-te în Hebron. Și David se suie în Hebron și acolo stă 7 ani și vreo 3 luni de zile. Cu alte cuvinte, el avea ungerea lui Dumnezeu, era împărat de drept al celor 12 seminții, dar așteaptă ca Dumnezeu, într-un fel, să-i vorbească, să-i deschidă ușile, așteaptă ca lucrurile să se întâmple la porunca lui. Când ne uităm la acest David, este un monarh supus teocrației sau autorității lui Dumnezeu. Îl vedem în perioada aceasta întrebând pe Domnul și așteptând după Domnul. Dar dacă ne mutăm la incidentele care pregătesc declanșarea conflictului, acolo David cucerește Ierusalimul, după care și ia vitejii și încearcă să aducă chivotul Domnului la Ierusalim. Dacă tot Domnul este marele împărat, el nu se cuvine să stea undeva în Kiriat Iarim, unde a fost uitat de mai bine de 20 de ani, ci îl aduce sau încearcă să-l aducă la Ierusalim. Dar fiind un pic grăbit și neatent la poruncile Domnului, atunci când carul dau să răstoarne chivotul, Uza-l atinge și în momentul acela Dumnezeu rupe și el moare pe loc și David se sperie. Și chivotul ajunge la Obed-edom, dar Dumnezeu, care voia să vină acasă, să fie marele împărat, îl ademenește pe David prin binecuvântările pe care le toarnă peste casa lui Obed-edom. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă în această parte a narațiunii, el este mai întâi atenționat de Domnul, apoi binecuvântat de Domnul prin legământul davidic. În legământul davidic, lucrurile sunt inițiate de David, care îl cheamă pe profet și spune: vreau să zidez Domnului o casă. Și Nathan spune: făceai pe inimă, Domnul este cu tine. Dar în noaptea următoare, Domnul îl trimite înapoi pe Nathan și spune lui David: nu poate să-mi zidească o casă, mâinile sunt pline de sânge și nu el va face lucrul acesta, ci fiul lui. Dar Dumnezeu vine și face lui David o promisiune extraordinară. Davide, eu îți voi zide o casă, o dinastie veșnică. Unul din urmașii tăi va ședea pe scaunul meu de domnie în împărăția mea și în casa mea. Va fi preot împărat sau împărat preot, unul din urmașii tăi. Când David aude promisiunile lui Dumnezeu, merge înaintea Domnului, se apucă cu amândouă mâinile de promisiunea lui Dumnezeu și îl binecuvintează pe Domnul pentru favorul extraordinar pe care l-a făcut. În momentul acesta, David se vede cu saci în căruță. Are binecuvântarea lui Dumnezeu, o promisiune veșnică pentru toți urmașii lui. Dumnezeu îi promite: nu voi îndepărta dragostea mea de la tine cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Și atunci când noi suntem mult prea siguri în relația noastră cu Dumnezeu, tendința este să coborâm standardele. Să avem impresia că am ajuns, că acum nu se mai poate întâmpla nimic rău pentru noi, Dumnezeu a făcut o incredibilă promisiune. Dar tocmai în momentul acela ajungem la punctul în care se declanșează conflictul major între David și Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă odată cu păcătuirea lui David, cu
cu Batșeba, despre care ne-a vorbit Dorin duminica trecută. Au trecut mai bine de 9 luni și Dumnezeu tace și David se împietrește. Și Dumnezeu îl trimite înapoi pe Natan și Natan îl mustră pe David. Dar după ce te-ai obișnuit cu păcatul și ai crezut că au uitat și unul și altul, și Dumnezeu și tu și cei din jurul tău, Natan trebuie să-l trezească pe David și cum știe că îi place harpa și poeziile și psalmii, începe cu o poveste. Știți povestea? Un om avea multe oi, celălalt vecinul lui avea doar o mielușar care dormea la sânul lui și mânca din farfuria lui. Și a venit bogatului un călător și n-a vrut să taie una din oile lui. A luat mielușaua săracului și a jertfit-o și și-a hrănit vizitatorul. Când David aude lucrul acesta, se ridică de pe jil și strigă: viu este Domnul, că un astfel de om merită să moară. Și în tăcerea care s-a lăsat, degetul lui Dumnezeu prin Natan îl strivește de perete: tu ești omul acela. Acum, niciodată, sabia nu se va îndepărta din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și ai făcut lucrul acesta, ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. S-a lăsat tăcerea. Oare ce va face David? Dragii mei, păcatul ți-l poți justifica sau ți-l poți recunoaște. Când ți-l justifici, rămâi încărcat cu el. Când îl recunoști și îl mărturisești, există o nădejde. Și tocmai lucrul acesta îl face David. Capitulează înaintea lui Dumnezeu: am păcătuit împotriva Domnului. Îndurarea lui Dumnezeu răspunde prin Natan: nu vei muri, spune el. Nu vei muri, Domnul îți iartă păcatul. Dar pentru că ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească, săvârșind lucrul acesta, fiul care ți s-a născut va muri. Dumnezeu arăta prin pruncul acesta, am auzit duminica trecută, spre fiul lui David, care urma să plătească păcatele, nu ale lui David, ci păcatele întregii omeniri. El, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Păcatul are consecințe. Nici David n-a fost scutit, nici eu nu sunt scutit, nici tu nu ești scutit. Întotdeauna păcatul are consecințe. Pe unele le purtăm noi încă aici. Dumnezeu ți iartă păcatul, dar asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat nimic. Lui David i s-a spus foarte clar: sabia nu se va îndepărta niciodată din casa ta. Dacă ar fi știut David ce urmează, dragii mei, s-ar fi ferit ca de foc de păcat. Dar nu știm ce e înainte. Plângem doar când privim lucrurile după ce au trecut peste noi și vedem prețul imens pe care trebuie să-l plătești pentru neascultarea de Dumnezeu. Care sunt consecințele păcatelor lui David? Capitolul 13, în care suntem acum, Amnon, unul din fiii lui, se îndrăgostește de Tamar, sora lui Absalom, sora lui vitregă, și o necinstește. Și în momentul acela, Tamar sfâșie haina, dragii mei, pestriță, și fratele lui o liniștește. Tragedia imensă este că David și-a pierdut orice autoritate în fața copiilor lui și nu-l mustră pe Amnon. Absalom se mânie pe el, dragii mei, și în capitolul următor Absalom îl omoară pe Amnon 2 ani mai târziu și trebuie să fugă 3 ani de zile din fața tatălui său. După 3 ani de zile îl trimite pe Ioab și spune: sau mă omoară, sau mă lasă să-i vad fața. Absalom avea dreptate, David trebuia să moară, nu și-a mustrat nici măcar copiii. Și consecințele păcatelor, dragii mei, se rostogolesc mai departe. Capitolul 15. Absalom s-a întors după 3 ani de zile și încă 2 ani de stat la Ierusalim, dar cu inima înrăită împotriva tatălui său. Și în capitolul 15 se răscoală împotriva împăratului și profeția lui Natan se împlinește în văzul soarelui, dragii mei, în văzul soarelui. Nevestele lui David sunt necinstite, țiitoarele lui David, în văzul tuturor.
David trebuie să fugă de Absalom. Când fuge preotul, ia chivotul să meargă după David. Și David îl oprește, spune, du chivotul înapoi. Țineți minte cât și-a dorit David să aducă chivotul la Ierusalim, să-l aibă pe Dumnezeu alături de el. Și acum trebuie să despartă de Dumnezeu și el nu știa până când și dacă îl va mai vedea vreodată. Domnul știe dacă mă voi întoarce. E treaba lui. Duc chivotul înapoi. Absalom pornește pe urmele lui David. În capitolul următor, el moare, David jelește, apoi David încearcă să se întoarcă la Ierusalim, dar poporul era deja dezbinat și Sheba, răgimii, răscoală întregul Israel împotriva lui David și până când nu moare el, nu-i liniște în țară. Și după capitolul 20, când vezi avalanșa de consecințe care au venit peste el și casa lui, m-aș opri să-l întreb pe David, așa cum m-aș opri să mă întreb pe mine însumi. Davide s-a meritat? Dar păcatul, pe lângă faptul că ne minte, ne înfășoară, lesne, ne și împietrește. Și uneori ești absolut orb, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Nu vezi, ca un catâr, dragii mei. După ce treci prin toate consecințele păcatului, te oprești și spui întrebarea, oare s-a meritat? Păcatul are consecințe. Și în Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8, ni se spune, și aici nu-i mai vorba de David și de istorie, ci de tine și de mine. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Și avem doar două opțiuni. Cel ce seamănă în firea lui pământească va se cera putrezirea. Cel ce seamănă în Duhul, adică în ascultare de Dumnezeu, va se cera viața veșnică. Păcatul are consecințe. Pe unele le purtăm aici. Dacă nu le rezolvăm, dragii mei, dacă nu rezolvăm păcatul la timp, păcatul are consecințe veșnice. Despărțirea pentru totdeauna de Dumnezeu. Oare nu e suficient să aduc în discuție doar scena judecății din Matei, capitolul 25, versetele 31 la 46? Când va veni Fiul omului, împreună cu îngerii săi, va ședea pe scaunul de judecată și întreaga omenire va fi înaintea lui și el va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Va pune pe unii la dreapta, pe alții la stânga, va spune celor de la dreapta, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția, dar va spune celor de la stânga, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Păcatul are consecințe veșnice dacă nu este rezolvat acum și aici, câtă vreme trăim în trupul acesta. Cine mă poate izbăvi de consecințele veșnice ale păcatului? Unul singur, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Stăm în fața unui botez nou-testamentar și în Galateni, capitolul 3, versetul 27, ni se spune, toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu știu de ce sunteți în haine albe. Filip, știi? Păi așa e obiceiul. Spune și tu ce știi. Așa e obiceiul. Dacă ați fi în haine negre, n-am putea să vă moim în apă? Cu siguranță că nu contează dacă intri în jeans și în păpuci, desculți cum intri, sau ești undeva la mare, sau pe malul Iordanului. Cu toate acestea, simbolurile, dragii mei, sunt mesaje de 10 ori mai puternice decât toate cuvintele. Și ăsta este unul dintre ele. Observați, textul nostru spune, toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dar cine e Hristos? Trimisul lui Dumnezeu, unsul, Mesia, ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Pe haina lui, pe haina sufletului lui, nu este nicio pată, niciun păcat, dragii mei. Ori hainele albe vin și mărturisesc despre faptul că cei doi s-au împăcat deja cu Dumnezeu. Au fost curățiți de sângele
mielului și acum vin să mărturisească în fața martorilor văzuți și nevăzuți bucuria lor de a fi fost primiți în familia lui Dumnezeu. Care să fie importanța botezului? De foarte multe ori în astfel de evenimente citim textul din 1 Petru, capitolul 3, versetele 21 și 22. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Observați, botezul este o analogie, o metaforă, o icoană închipuitoare. Când mulțimea în ziua de Rusalie a întrebat, fraților, ce să facem? Fiindcă au rămas răpunși la inimă. Petru le-a spus, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți, care este la dreapta Tatălui, s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii puterile și stăpânirile. Ce nu este botezul? Botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești. Dacă ești murdar, dragii mei, noi nu avem apă sfințită care să rezolve păcatele tale. Nu există ritualuri exterioare care să poată face lucrul acesta. Deci botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, dar atunci ce este botezul? Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Dacă nu v-ați întâlnit cu Hristos, haină albă, minte. Dar dacă v-ați întâlnit cu Hristos și cugetul vostru este curat, haina voastră albă strigă cu bucurie. Celebrează, dragii mei, cu bucurie ceea ce a făcut deja Duhul lui Dumnezeu în inimile voastre. Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Dar întrebarea este, de ce prin învierea lui Hristos din morți avem garanția, convingerea că Dumnezeu ne-a iertat, că ne putem întoarce acasă și mărturisim cu astfel de ocazie lucrarea pe care deja a făcut-o în viața noastră? Ascultați ce scrie Pavel în Roman, capitolul 4, versetele 24 și 25. Hristos, Iisus Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre, dat la moarte, dat la junghiere, dragii mei, din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Acum nu totdeauna suntem atenți la relațiile structurale din text, dar textul acesta te lasă într-un fel absolut uimit înaintea minunii mântuirii pe care a gândit-o Dumnezeu în eternele sale planuri. Cauza morții Domnului Iisus Hristos au fost păcatele mele. Cauza învierii Domnului Iisus Hristos a fost faptul că am fost curățit de păcatele mele, neprihănirea cu care m-a cinstit Tatăl, dragii mei, neprihănirea aceasta a fost cauza învierii lui din morți. Cauza, am fost socotiți neprihăniți, efectul este învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Între pașii rusalii ne salutăm cu Hristos a înviat, dar cum totul se banalizează când repeți de prea multe ori, mai ales inconștient sau pe jumătate conștient lucrurile, dragii mei, ar trebui să urlăm cu bucurie prin cetatea în care suntem de Paști, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Și învierea lui Hristos este dovada că Dumnezeu Tatăl și-a deschis brațele și ne așteaptă acasă. Nu doar pe cei doi, nu doar pe noi care am făcut-o cu ani în urmă, ci pe oricine. Dragii mei, Scriptura ne spune că Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii, nu pe unii, pe toți oamenii. Afară de faptul că ai căzut în vreo cutie teologică din care nu mai știi cum să ieși. Dar eu am citat acum Scripturile și Scriptura are dreptate. Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii și să vină la cunoștința adevărului că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, dragii mei, pentru toți. Nu este muritor pe planeta aceasta ale cărui păcate să nu fi fost plătite în moartea întrupatului Fiul al lui Dumnezeu. Toți oamenii. Dar atunci întrebarea este de ce nu toți sunt mântuiți? Pentru că nu toți au avut curajul să-L mărturisească pe El
să se lase îngropați și înviați împreună cu El, să se agațe de Hristos prin credință, să-și recunoască păcatul. Dumnezeu, dragii mei, ne oferă mântuirea, dar nu ne obligă să o luăm. Eu trebuie să întind mâna după ea. Altfel voi rămâne fără ea. Ce este deci botezul pentru cei doi în dimineața aceasta? Și ce a fost pentru mine? Ce ar trebui să fie pentru tine care încă n-a intrat într-un legământ cu Dumnezeu? În primul rând, o bucuroasă celebrare. În al doilea rând, o solemnă angajare. Dar dați-mi voie să le iau pe rând. Botezul este acea liniște a cugetului meu, a sufletului meu înaintea lui Dumnezeu, că sunt curat, compatibil cu sfințenia Lui și mă pot întoarce acasă. Este momentul acela în care brațele Tatălui m-au cuprins deja ca pe fiul risipitor, m-au strâns la sânul Lui. Botezul vine să spune tuturor că am fost dezbrăcat deja de hainele mele murdare. Am primit haină nouă, mi s-a pus inel în deget, încălțăminte în picioare și mă pregătesc pentru ospățul pe care Tata îl pregătește pentru toți cei care sunt ai Lui. În Roman, capitolul 5, primele două versete, deci fiindcă, și notați vă rog verbele, prezentul, în toate verbele din textul nostru, deci fiindcă suntem socotiți de prieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm acum faptul că prin credință am intrat în această stare de har, am intrat, trecut și terminat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. În capitolul 5 deja ești intrat pe poarta mântuirii și tot ce urmează este pentru cel născut din nou, pentru cel care a intrat deja în relație cu Dumnezeu. Suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem, avem, nădăjduim, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dragii mei, noi nu ne botezăm ca să fim mântuiți, noi ne botezăm pentru că suntem mântuiți. Dar dacă suntem mântuiți, la ce mai trebuie toată povestea asta? De ce? Să trecem pe aici? Și foarte mulți, pentru că nu vor să se arate în public, dragii mei, foarte mulți refuză pasul acesta. Când Petru și-a terminat predica la Rusalii, peste 3.000 de oameni au strigat și au fost botezați și au fost adăugați Bisericii lui Hristos. Dragii mei, nu pe ascuns, nu undeva într-o vană, ci în public. Dacă te rușinezi de Hristos acum și El se va rușina de tine atunci, la judecată, îmi pare rău, nu te cunosc. Depărtează de la mine, tu cel care lucrezi fără de legea, cei care ai comis cea mai mare fără de lege, să ignori, să calci în picioare oferta mântuirii lui Dumnezeu. Dar noi de obicei asociem botezul cu cina Domnului. De ce? De ce asociem botezul cu cina Domnului? Atunci când avem în aceeași dimineață și botezul și cina, sau o luăm cu toții, dar pentru că este prima duminică din lună, vom sta duminică după masă, duminică seară la cina Domnului. Știți de ce? Pentru că îmbrăcați în hainele albe ale neprihănirii lui Hristos, așteptăm ospățul nunții mielului. Așteptăm momentul acela în care vom sta la masă împreună cu El și îl vom bea nou în împărăția Lui, vinul, simbolul sângelui Lui și pâinea, simbolul frângerii trupului Său. Ce este botezul? Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. O bucuroasă celebrare. Spuneți-mi, care mireasă care i s-a cerut mâna, e rușine să îmbrace haina de mireasă și să se pregătească pentru ospăț? Ar fi o nebunie să te porți așa. Bucuria aceea imensă pe care o ai, da, sunt logodită cu mirele meu ceresc, să vii să spui tuturor lucrul acesta cu voce tare, cu gura plină, cu inima plină de bucurie. Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Hristos din morți, o bucuroasă celebrare. Da, dar botezul va trece,
O să intrați uscați, o să ieșiți uz, vă veți dezbrăca, vă veți usca, veți îmbrăca hainele de stradă și veți auzi rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Tată, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Filip, pe tine te știu un pic mai mult. Știu unde te vei întoarce. În lume, amândoi, așa cum ne-am întors cu toții, pentru că Hristos are nevoie de tine acolo unde ești, unde sunteți. Hristos are nevoie de fiecare dintre noi. Dar în lume, diavolul dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Și Scriptura spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Oamenii nu sunt decât niște mănuși. Mâinile care le poartă, îi fie Hristos, fie diavolul, dragii mei. Noi avem de luptat împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Și dacă nu îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu, nu vom rămâne în picioare. Pentru că cel rău nu vrea să ne scape pe niciunul dintre noi. Și până când vom închide ochii, va lupta împotriva voastră și împotriva noastră a fiecăruia. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. O, dar asta mă obligă, într-un fel, să definesc mântuirea. Mântuirea nu este un eveniment pe care îl celebrăm, cântăm, batem din palme și plecăm acasă. Nu, dragii mei, nu-s două degete ridicate nici în muierea, în apa botezului. Ci mântuirea este un proces. Un proces în care intri pe poartă, umbli pe cale și trebuie să ajungi până la țintă. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dar dacă am intrat deja pe poartă, da? Am fost născut din nou, atunci pe drum am toate bătăliile, toate problemele. Acolo sunt, dragii mei, toate luptele noastre. Și nici nu vă veți întoarce bine în lume și vor începe gândurile și vor începe prietenii și nu uitați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Cu alte cuvinte, noi celebrăm întâlnirea noastră cu Hristos în mod public, pentru că avem nevoie unii de alții pe drum, dragii mei, ca să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul. Oare de ce spune Scriptura, mai bine doi decât unul, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, vai de cine este singur și cade și n-are cine să ridice. Cu alte cuvinte, noi ne botezăm în public pentru că avem nevoie de frații noștri și de aceea mărturia noastră în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Botezul este o bucuroasă celebrare, da? O bucuroasă celebrare a faptului că deja am intrat în relație cu Hristos. Cu Hristos. În 1 Petru, capitolul 3, versetele 18 la 22, Scriptura ne spune de ce avem nevoie și de o solemnă angajare. Versetul 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpați prin apă un mic nupăr de suflete, și anume 8. Potopul era revărsarea mâniei lui Dumnezeu peste o lume păcătoasă. Dragii mei, totul a murit. Totul. Afară de cei care prin credință au construit și au intrat în corabia mântuitoare. Iar corabia este oferta sau mijlocul oferit de Dumnezeu pentru mântuirea celor 8 suflete. Cuiva i-a venit ideea să construiască una la dimensiunile biblice. O puteți căuta pe internet și o puteți intra și o puteți vizita. Sau puteți merge în Kentucky să vizitați voi înșivă minunea aceasta, cea mai mare construcție de lemn din lume. Pentru că întotdeauna ateii și-au bătut, a, potopul nu poate fi, cum au intrat atâtea animale în corabie, cum a... Dragii mei, duceți-vă și vizitați și citiți câte ceva din ea. Potopul, revărsarea mâniei lui Dumnezeu, corabia, singurul mijloc al mântuirii lui Dumnezeu pentru cei 8 credincioși care au intrat în ea.
dar să las vremurile lui Noe să ne întorc la noi. Ascultați ce spune Pavel, primul verset cu care își începe Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și ăsta este un principiu universal valabil. Nu contează cine ești, bărbat, femeie, sărac, bogat, baptist sau ortodox, catolic, religia oricum nu mântuiește pe nimeni, dragii mei. Indiferent cine ești, a-L necinsti pe Dumnezeu înseamnă a gândi rău despre El, iar nelegiuirea înseamnă înfăptuirea gândului. Eva a gândit mai întâi rău despre Dumnezeu, apoi a întins mâna și a luat din fructul oprit. Și în felul acesta a pornit istoria cu avalanșa consecințelor păcatelor neascultării de Dumnezeu. Dragii mei, nu cumva tocmai textul nostru vine ca răspuns la textul de mai sus? 1 Petru, capitolul 3, versetele 21 și 22. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Botezul închipuie pedeapsa pe care Dumnezeu a dus-o peste omenire prin potop. Observați, apele potopului au acoperit tot până și cei mai înalți munți. Și de aceea noi practicăm botezul prin cufundare. Este ca și cum ar fi apele potopului în baptistier. Și în momentul în care ai mărturisit, ești cufundat, dragii mei. Și dacă te-ar ține numai 10 minute în plus, te-am duce la morgă. Este o moarte, simbolizează o moarte împreună cu Hristos. Practic, mărturisim tuturor că doar așa se scapă de consecința veșnică a păcatului. Dar ce să fie corabia? Corabia închipuie mijlocul pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția lui Noe și a celorlalți pentru mântuire. Dar în cazul nostru, corabia închipuie pe Hristos. Hristos capul și Hristos trupul, pe Domnul Iisus Hristos care a plătit pentru păcatele noastre și pe trupul Lui în mijlocul căruia intrăm prin botez. În Galateni, în Coloseni, capitolul 2, versetele 10 la 12, Pavel vine și vorbește despre Domnul Iisus. Voi aveți totul de plin în El. El este corabia mântuitoare, care este capul oricărei domniri și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, adică inclus în poporul lui Dumnezeu. Prin tăierea împrejur se includea un copil în poporul Dumnezeu în Vechiul Testament. În El ați fost tăiat împrejur, dar nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii voastre pământești. Fiind îngropați împreună cu El, ajutați-mă prin botez, observați, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește. Cum mă mântuiește? Păi fiind îngropat împreună cu El prin botez, moartea, dragii mei, rezolvă într-un fel toate cerințele legii și acuzațiile legii la adresa mea și în felul acesta păcatele mele sunt plătite prin moarte. Dar de ce este doar o icoană închipuitoare? Pentru că în realitate doar Hristos a putut plăti păcatele mele și de aceea eu beneficiez de moartea Lui fiind îngropat împreună cu El prin botez. Dar textul continuă și înviat împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți, prin puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, simbolul nu are nicio valoare dacă nu există o realitate obiectivă în spatele lui. Noi, practic, activăm pentru noi lucrarea lui Hristos prin ascultarea credinței noastre. Prin ascultarea credinței noastre, înviați împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Botezul este, deci, sau arată spre singura cale de a scăpa de păcatele și de consecințele veșnice ale păcatului. Trebuie să mori și să învii. Și asta se simbolizează prin botez. Ești cufundat, adică mort, pedeapsa lui Dumnezeu a căzut peste tine și în rănile Lui, fiind tămăduit, te ridici să trăiești o viață nouă. Este o moarte și o înviere împreună cu Hristos. Și acum începem să înțelegem mai bine textul din Galateni 3 cu 27.
toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos, simbolul hainelor voastre albe. Imaginați-vă voi doi și noi toți ceilalți care ascultăm. Așa ar trebui să le păstrăm până la ospățul nunții mielului, noi suntem mireasa lui. O, dar dacă cineva a păcătuit, ce mare har este că ne putem mărturisi păcatele ca David, am păcătuit împotriva Domnului. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățe de orice nelegiuire. Dar, în ultimă instanță, doar haina albă a neprihănirii lui Hristos mă face compatibil cu cerul. Restul, dragii mei, sunt ideile mele care n-au absolut nicio valoare în mântuirea mea. Dar botezul mai simbolizează încă ceva, din pricina faptului că după ce veți ieși din apa botezului, vă veți întoarce la viața de zi cu zi. Așa s-a rugat Domnul Iisus, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Și atunci botezul, de aceea îl facem public, pentru că este poarta prin care intrăm în biserică, în trupul lui Hristos, în trupul lui Hristos. De Hristos capul ne leagă credința, de Hristos trupul ne leagă botezul. De Hristos capul ne leagă credința și ascultați ce scrie Ioan în prima sa epistolă, capitolul 5, versetele 10 la 13. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos pentru că nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Oricine, da, oricine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică, da? Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică, are viața veșnică. Observați, noi prin credință apucăm aceste realități, așa cum David a apucat promisiunea Domnului când, prin legământul davidic și a stat lângă el și la încăderile lui și în ridicările lui, dragii mei. V-am scris aceste lucruri ca să știți că toți cei care l-ați primit pe Domnul Iisus, l-ați mărturisit în public pe Domnul Iisus, nu v-ați rușinat de Domnul Iisus, aveți viața veșnică. De Hristos capul ne leagă credința, de Hristos trupul ne leagă botezul. În 1 Ioan, capitolul 5, și aș cita doar două versete, versetul 1 și versetul 18. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Wow! Le-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din, ci din Dumnezeu. Din Dumnezeu. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, cine M-a născut? Dumnezeu. Iubește și pe Cel născut din El. Cine este Cel născut din El? Fratele meu. Fratele meu. Și versetul 18 conchide. Știm că suntem născuți din Dumnezeu sau știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Dragii mei, botezul este poarta de intrare în biserică. Dar de ce să intru în biserică? Dacă mântuirea e personală, dar nu e și privată. Pentru că Dumnezeu a hotărât condițiile în care vei fi păstrat în har și cel care te păstrează în har este fratele tău în Hristos. Dacă n-ai rupt relația cu El, dacă n-ai întors spatele bisericii, dacă nu ești o frunză călătoare care călătorești de pe un pom pe altul și nu îți găsești locul nicăieri, da? Nu, nu. Ascultați ce spune textul. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Și versetul 1 mi-a spus cine este născut din Dumnezeu? Cel ce crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Așadar, cel care mă păzește este fratele meu și de aceea noi am intrat în biserică și textul din Noul Testament, dragii mei, subliniază cu prisosință lucrul acesta. Casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit nădejdea și încrederea.
De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Dar ce se întâmplă când m-am mințit păcatul și m-am fășurat și s-a aproape de împietrire și nu mai aud, nu văd, ca și David, 9 luni de zile, dragii mei, 9 luni de zile n-a știut să se pocăiască până când l-a strivit degetul lui Dumnezeu prin prorocul Natan. Ce s-ar fi făcut David fără Natan? Ce m-aș face fără fratele meu? Este mare lucru. Mare lucru, dragii mei, să nu uităm că Dumnezeu lucrează cum a hotărât El, nu cum ne-ar plăcea nouă să lucreze El. Evrei, capitolul 3, versetul 12, luați seama ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Niciunul să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții, unii pe alții, în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă condiția e respectată, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm câtă vreme se zice astăzi, adică până închidem ochii. Botezul este poarta de intrare în biserică. În Evrei, capitolul 10, Pavel, înainte să ne deschidă groapa aceea Marianelor, din care nu este ieșire, groapa păcatului cu voia, vine și ne spune în versetul 24, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, dar ajutați-mă să vedem ce scrie pe ecran, să... Cum au? Și, Doamne, mulți dintre noi avem obiceiul acesta. Cu alte cuvinte, nu știu cine ne-a spus că mântuirea e nu doar personală, ci și privată. E treaba mea, e problema mea, nimeni să nu se amestece, nu trebuie să dau socoteală nimănui. Nu, nu, nu. De ce spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi, da, în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Și pe urmă urmează versetele 26 și 27, cu tremurătoare și citiți-le cu voce tare, ajutați ochii mei, căci? Observați, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, dacă n-ați fi primit cunoștința adevărului, n-ați fi aici. Dacă n-am fi primit cunoștința adevărului, nu știu ce căutăm în sala asta. Dacă păcătuim cu voi, adică dacă întorc spatele la tot ce a făcut Hristos și îl calc în picioare, dragii mei, la ce să mă aștept din partea lui Dumnezeu? Textul continuă. Ci doar o așteptare înfricoșată a judecății? Cine va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va batjocori Duhul Harului și va pângări sângele legământului care a fost sfințit. Și tinerilor, cu voi vorbesc. Ce văd eu, că treceți prin apa botezului, ajungeți la facultate și vă ia proșul și prietenii și întoarceți spatele lui Hristos și părinții voștri plâng pentru voi. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Mai ales atunci când ai primit cunoștința adevărului și calci în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și te întorci înapoi la porci. În lume. Ziua judecății și văpaia unui foc care va mistui, grozav lucru să cazi în mâinile celui viu. Dați-mi voie să trag concluziile. Doar Hristos ne poate izbăvi de consecințele veșnice ale păcatului. Unele consecințe le purtăm în noi înșine. Ne-am făcut praf ficatul, ne-am făcut praf viața, ne-am făcut praf plămânii, ne-am făcut praf relațiile, ne-am făcut praf. Well, trăiești cu ele. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui te ia de mână, te umple de bucuria mântuirii și umblă cu tine pe drumul epavelor, pe drumul vestigiilor, pe drumul dărâmăturilor pe care le-a făcut păcatul. Dar la ziua judecății te va îmbrăca în neprihănirea Lui și vei sta pe scaunul Lui de domnie și vei domni împreună cu El. Doar Hristos ne poate izbăvi de consecințele veșnice ale păcatului.
atunci oferta mântuirii a fost oferită de Dumnezeu așa. Astăzi, oferta mântuirii, dragii mei, nu e un ritual, ci este o persoană. El este viața veșnică. Și când îl primești, se întâmplă în noi ce se întâmplă când iei un bob de grâu și îl pui în pământ. Și bobul acela are o taină în el, care întinde mânuțele și apucă pământul și îl transformă în pâine caldă. Dragii mei, când îl primești pe Hristos, care a creat totul, el are taina aceasta în el să ia un om vechi și să facă din el un om nou. Ce incredibilă taină! Și asta este mântuirea pe care ne oferă tuturor. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Ce nu-i botezul? Nu este o curățire în tine, ci nu retrupești. Drac intri în apă, drac ești din ea. Da? Noi nu avem apă sfințită, dragii mei, am putea pune toate crucile în ea, am putea face toate descântecele deasupra ei. Nu credem în așa ceva, pentru că Biblia noastră n-are așa ceva. Și atunci, de ce să o facem? Din pricina realității pe care noi o mărturisim. Ce este botezul? Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Botezul este o bucuroasă celebrare. Sunteți îmbrăcați în haina de nuntă. Nu te botezi ca să fii mântuit, ci te botezi pentru că ești mântuit. Dar este și o solemnă angajare. Lupta de-abia acum continuă. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Și de aceea facem public actul acesta, pentru că prin botez intrăm în cadrul bisericii și alături de frații mei mă angajez să-mi duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Dar după masă, înainte de cine va fi punerea mâinilor, oare ce simbolizează lucrul acesta? Nu cumva invitația voastră de a intra în rândul preoților lui Dumnezeu? Noi suntem o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestim puterile minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin.